După o perioadă grea cu restricții stricte, oltenii vor să profite din plin de această vară. Ei și-au stabilit din timp destinațiile în care vor să-și petreacă sejurul. Se pare că litoralul românesc este în topul preferințelor, iar unul dintre motive este acela că peste 1 milion de bugetari dețin vouchere de vacanță rămase din anii trecuți. Prima destinație și cea mai accesată este România. România nu pentru că avem prețuri mici și plaje superbe. România pentru că turiștii au început să scoată de la saltea voucherele din 2019 și au început să le folosească în 2021. Pentru că știm foarte bine, prin hotărâre de guvern a fost valabilitatea acestor vouchere emise în 2019 și 2021, a fost prelungită până în decembrie 2021, da? Și atunci ele trebuie folosite. Unde? În România, normal. Pentru că nu avem voie să le folosim pe extern. Pentru prețurile accesibile și condițiile oferite, vecinii bulgari au atras foarte mulți dintre turiștii români. Turcia este de asemenea o altă destinație dorită și anul acesta de olteni. Pe locul 2 este Bulgaria. Bulgaria pentru că este zona verde și este țara care primește turiștii români fără niciun test, fără nicio obligație și fără nicio restricție. Este țara unde pe litoralul din Bulgaria se practică cele mai mici tarife, adică la început de august pe un hotel de 4 stele ultravol inclusiv, 2 adulți și un copil de 7 ani, 5 nopți de cazare, 630 de euro. Și locul 3 este Turcia, la fel, unde se cere un simplu test și la antigen. Pentru cei nevaccinați vorbesc, da? Nu vorbim pentru persoane vaccinate care au acces oriunde. Serviciile sunt impecabile, știm foarte bine. Pentru a evita eventualele neplăceri, turiștii români care doresc să-și petreacă sejurul peste hotare sunt sfătuiți să se informeze corect despre condițiile de călătorie impuse de țara în care își petrec vacanța.